seara tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru ianuarie, pentru cei născuți în zodia Vărsătorului, mai exact cu Soare, cu Lună, cu Venus, cu ascendent în Vărsător. Etalare pentru ianuarie 2020. Înainte de a începe etalarea, trebuie să vă anunț că da, voi face în paralel, voi continua etalările pentru 2020 și după Fecioară vor urma celelalte zodii pe care nu le-am făcut și pentru ianuarie, ca să pot să fiu alături de toate zodiile cât de cât în timp util. Am început ianuarie din capătul celălalt al zodiacului. Care e problema? Am început cu pești, asta acum fac vărsătorul, am făcut capricornul pentru că sunt sărbătoriți și merg în ordine inversă. Dacă logica mea nu se potrivește cu a voastră, nu este nicio problemă. Dacă vă deranjează ceva în acest canal, puteți să urmăriți alte canale, dar vă rog frumos, nu-mi dați sfaturi cum să-mi fac etalările. Fac cum simt. Și dacă nu ați înțeles cum voi încerca, cel puțin pentru ianuarie, să fac etalele, vă mai explic o dată. Au fost comentarii la Capricorn și la Pești, că au ieșit cărțile invers. Da, sunt multe feluri de a etala. Sunt foarte multe. Dacă nu le știți voi pe toate, asta nu înseamnă că cel care face etalarea a greșit ceva. Am așezat cărțile pe toate în această poziție, în poziție corectă. După cum vedeți, aveți la capătul acestui set de cărți judecata. Încercați să judecați altfel lucrurile și să ascultați intuiția, să vă treziți, să vă transformați viața cu acest turn. Pentru că dacă nu judecați corect, s-ar putea ca într-o privință, într-o relație, într-o situație să aveți de-a face cu un eveniment neașteptat, eventual cu un semn de pământ sau, da, semn de pământ, fecioară, cu care așteptați niște rezultate. Unii dintre voi, nu toată lumea. Am spus, cărțile sunt așezate corect. Le-am amestecat înainte să încep această etalare. Acest gen de etalare pe care îl încep în ianuarie și pe care este posibil să le experimentez și în lunile următoare, depinde. Implică să amestec cărțile altfel. Acum am tăiat, după cum vedeți, în două. Aveți trei de bâte. O relație la o distanță sau așteptați pe cineva la drum sau vă pregătiți să mergeți către cineva. Eventual, ascultați-vă intuiția, rațiunea unii dintre voi, și încercați să vedeți viitorul cu alți ochi, să vedeți oportunitățile într-o situație în care s-ar putea să apară niște situații, niște evenimente neașteptate. Am spus, de obicei, când tăiam, amestecam în poziția asta. Vă explic așa, ca la copilași. Da? Amestecam în poziția asta și cărțile apăreau în aceeași poziție. De asta dată eu fac invers cărțile, da? Și o fac în fața voastră ca să fiu pe vibrația voastră. Ce apare, vom trăi și vom vedea. Și eu sunt curioasă la vărsător, pentru că și am planete destule în vărsător. Mă manifest adesea ca vărsător. Dacă nu înțelegeți, eu v-am explicat. Dar nu comentați mai mult decât e cazul. Orice este negativ va fi șters de pe comentarii. Vărsător, Soare, Lună, Venus, ascendent în vărsător. Am zis că amestec de 3 ori, pentru că ele au fost amestecate. A fost a doua oară, acum a treia oară. Acum a apărut normal. Vedem. Încercați să vă echilibrați viața, da? Iar judecata. Soare, Luna, Venus, ascendent, învărsător. Eventual încercați să nu mai judecați cei care tocmai au comentat. Da? Și să știți că nu toți vărsătorii sunt logici. În general, vărsătorii sunt ilogici, pentru că sunt reprezentați de Uranus. Again, da? A vrut să se arate această combinație cu un scop. Eu în continuare tai cărțile și să știți că nu o să fiu explicită de fiecare dată. Acum v-am arătat. Nu o să fac același lucru de fiecare dată. Este treaba mea acum, amestec cărțile. Vărsător, Soare, Lună, Venus, ascendent în Vărsător, ianuarie 2019. Ok. Central. 10 de bâte invers. 10 de bâte reprezintă o situație în care ați depus mult efort,
Multe responsabilități care v-au epuizat. În momentul în care cartea apare invers, înseamnă că ați renunțat la aceste responsabilități. Poate să fie o căsătorie epuizantă sau o relație sau un job care vă obosește, care vă cere mai mult decât puteți oferi. Invers, ați luat hotărârea de a renunța cel puțin la o parte din aceste bâte, da? Din aceste greutăți. Tocmai ca să vă reveniți. Bâtele înseamnă energie. Să nu vă mai consumați energia, vreți să vă reveniți. E o carte care în poziție normală e destul de negativă. Invers, are alte mesaje. Din acest motiv am zis că în momentul în care folosesc cărțile invers, mesajele vor fi altfel. Provocarea este, ia uite, o carte negativă care apare invers este de bine. Încercați să vedeți lucrurile și din altă perspectivă. Nu rămâneți fixați într-o singură viziune. Șapte de spade, semn de aer, gemeni, balanță sau vărsător. Sau, pur și simplu, o persoană care minte în general. Șapte de spade, o persoană care minte, care fuge, care evadează. Are tendința de a fugi de responsabilități. Dar invers, aici este partea frumoasă a etalărilor cu cărțile întoarse. Invers reprezintă o persoană care are o strategie bine pusă la punct, o persoană corectă, care vrea să vorbească despre lucruri pe care le-a ținut ascuns, despre lucruri de care a fugit, gânduri, evident. Gânduri, responsabilități de care a fugit, da? În trecutul îndepărtat, 9 de cupe invers. 9 de cupe invers. Pentru unii poate să fie un semn de apă care a avut tendința să bea, este varianta negativă. 9 de cupe este arcana minoră a stelei. 9 de cupe reprezintă împlinirea tuturor dorințelor. 9 de cupe invers înseamnă un abuz emoțional, ori o neîmplinire emoțională. Deci în trecutul îndepărtat ceva în viața voastră, într-o situație, că e la locul de muncă, că e în familie, că e în dragoste, ceva v-a nemulțumit. V-a lăsat cu sufletul gol, cu cupele goale. Că sunteți voi, că este un semn de apă sau orice alt semn, care v-a provocat aceste nemulțumiri emoționale, variază de la unii la alții. Poate persoana să aibă, aici e varianta negativă, tendința să bea, da? Să bea mai mult decât este normal. Am zis că a venit invers. Asta este un trecut îndepărtat, o nemulțumire emoțională, o neîmplinire. Ați stat în preajma cuiva, într-un job, într-un loc, într-o situație care nu v-a împlinit emoțional. Și din acest motiv, și e de bine când apar toate aceste cărți, dacă apăreau normal, ar fi vorbit despre o situație în care ați fost mințit sau v-ați mințit o relație, o căsătorie care v-a epuizat, da? Invers, cărțile transmit hotărârea voastră de a vă detașa de acest consum. Înțelegeți? Încercați să vedeți lucrurile și din altă perspectivă. În trecutul apropiat, cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe invers. Știu că unii o să țipeți, ia, o să țipați, iar cărțile invers, da, așa au vrut să vină, așa, vi-l arăt. Cavalerul de cupe invers. Este o persoană care vorbește mult și face puțin. Când este în poziție normală, este o persoană doritoare să hrănească, să vindece, să fie amabil, dar invers este un manipulator emoțional. Este un Don Juan emoțional. Poate că, la un moment dat, ați experimentat față de cineva această energie sau cineva, într-un fel sau altul, s-a purtat așa față de voi și v-a creat această nemulțumire.
Există și varianta ca 9 de cupe invers. Ah. 9 de cupe invers este o stare în care voi așteptați o comunicare din partea cuiva. Cavalerul reprezintă mesager, comunicare, un drum, o călătorie, da? Invers, ori așteptați voi să vină și nu vine un mesaj din partea cuiva, un mesaj emoțional, un mesaj de dragoste, așteptați, dar nu vine. Posibil din partea unui semn de apă sau cu planete în semn de apă, dar nu e obligatoriu. Deci, așteptați și nu vine, cel puțin în ultima vreme, în trecutul apropiat. Sau poate ei vă așteaptă și voi nu puteți să călătoriți înspre ei sau să vă exprimați emoțiile din niște motive. În loc să vă fixați pe cărți, încercați să ascultați mesajul și vedeți dacă rezonați cu mesajul. Ah, ce bine este când apare diavolul invers. Dragii mei, de ce nu vă bucurați de cărțile în poziția aceasta? Pentru că diavolul invers arată că vă eliberați de toxicități, vă eliberați de negativitate, vă eliberați de dependențe, da? De responsabilități care v-au consumat, de minciuni, da? Poziția normală era minciună, în poziția aceasta este adevăr, deci cărțile arată bine și în această poziție. Deci vă rog, ascultați mesajul și nu vă uitați la cărți dacă încă nu faceți față la asemenea, să zic, schimbare de perspectivă. În viitorul apropiat, renunțați la niște adicții. Poate cineva renunță la băutură. Poate pur și simplu voi renunțați la ei pentru că au avut această adicție pentru, eu știu ce, jocuri, distracții, petreceri, băutură, da? Renunțați voi la ei. Înțelegeți? Mai. E de bine. Diavolul în poziție normală poate să însemne frici, ego, obsesii. Renunțați la obsesia pentru cineva. Sau renunțați pur și simplu la ceva ce nu vă priește și este mare lucru, înseamnă că este creștere spirituală. 7 de monede în poziție normală este o persoană foarte combativă. Vouă v-a apărut iar invers. Renunțați la a vă mai lupta. Cu aceste iluzii, da? Pentru că ele au venit invers. Posibil cineva din preajma voastră în viitorul apropiat nu se va mai lupta acea persoană pentru toată relația aceasta toxică. Și e de bine. Dacă ei nu se mai implică, vă ajută și pe voi să vă detașați, să vă rupeți de această toxicitate. Înțelegeți mai? Înțelegeți? Sfatul. Alegeți. Dacă în poziție normală îndrăgostiți înseamnă un moment de decizie important în dragoste, invers înseamnă că ați ales deja. Undeva în sufletul vostru sunteți pe cale să alegeți, să vă detașați de această dragoste sau legătură toxică. Că-i suflet geamăn, nu contează, suflete gemene trec prin multe transformări. Unii dintre voi, într-adevăr, ați avut de-a face cu un geamăn sau cineva cu planete în gemeni. Posibil un semn de foc să vă influențeze dar această relație, pentru că această carte arată, iar este similară cu sufletele gemene. Dacă unii dintre voi ați experimentat întâlnirea cu sufletul geamăn, a fost în acea perioadă în care amândoi trebuie să vă transformați și atunci lucrurile nu merg bine. Devin toxice,
Sau poate unul era într-o căsnicie și altul era liber, sau amândoi erați într-o căsnicie și din cauza aceasta lucrurile nu au evoluat așa cum ați fi vrut. Patru de bâte invers vorbește despre instabilitate. Instabilitate ori acasă, datorită unor situații, am spus mai devreme, sau o relație cu cineva care nu v-a creat stabilitate și v-a influențat, v-a destabilizat întreaga viață. Ia uite, de ce vă este frică de minciuni? Aici, da, asul de spade reprezintă victorie, invers, reprezintă minciuni, lucruri ascunse. Vă este teamă că nu știți chiar toată povestea, dar până la urmă este important că vă detașați. Împărăteasa invers. Repet, ascultați mesajul dacă cumva vă pierde faptul că vă pierdeți când vedeți cărțile invers. Se pot citi în multe feluri. Pentru cei care într-adevăr v-ați propus să renunțați la minciuni, sau la cineva care v-a manipulat și v-a mințit, dacă v-ați propus să renunțați la cineva care v-a creat un disconfort emoțional și v-a consumat energia într-o poveste emoțională, sentimentală, și în ultima vreme nu au mai venit înspre voi, nu v-au mai oferit emoții, dorința voastră este să nu vă mai implicați în această poveste. Dorința voastră este să nu mai manifestați varianta negativă a lui Venus. Pentru că, da, Venus, ar fi fost cărțile normale, ar fi fost o obsesie sexuală, sentimentală, emoțională de care vreți voi chiar pentru bani, dacă nu era sexuală, pentru cineva. În poziția aceasta înseamnă că nu mai acceptați această poziție. Ori de amantă, am zis, împărăteasa invers înseamnă o amantă sau o persoană care își folosește calitățile venusiene într-un fel negativ. Dacă ați fost în această situație, unii sau alții, puși voi sau fără să vă dați seama, vă doriți să nu vă mai implicați, pentru că împărăteasa în poziție normală înseamnă implicare, înseamnă creștere. Vă doriți să nu mai creșteți în această direcție, în această relație. Sfârșit apare și o carte normală, ca să nu ziceți că le-am schimbat eu, 10 de monede. 10 de monede vorbește despre echilibru financiar, echilibru prin familie, prin tradiții, ceva, o situație pentru unii dintre voi, unii vărsători, cei cu soare, lună, Venus, ascendent în vărsător, ați fost într-o situație neclară, într-un trio, zic eu, dacă n-a fost trio, pur și simplu persoana de care, pentru care ați făcut o obsesie, sau poate ei și-au făcut, au avut o obsesie pentru voi. Persoana aceasta, situația a devenit toxică, dar la un moment dat voi ați prins acest curaj, v-ați eliberat, ați încheiat acest ciclu, da, de relații false, de relații în care n-ați primit emoțional ceea ce meritați, ceea ce așteptați. Am zis, 7 de monede poate să fiți, să fie unii dintre voi care nu vor să mai lupte pentru aceste situații neclare. Sau poate ei pe care îi așteptați să vină cu un mesaj, nu vor să se mai implice. Și dacă ei nu vor să se mai implice, voi de ce să vă implicați? Este logic. Este logic. Pentru că totul v-a creat, v-a destabilizat. Da, a fost o perioadă în care v-ați simțit bine, v-ați îndrăgostit, dar de la dragoste până la obsesie uneori este doar un pas. La un moment dat s-a transformat această poveste într-o situație foarte obsedantă. Obsedantă a fost. Finalul este că vă echilibrați în momentul în care vă detașați de această poveste, dragii mei,
Repet, dacă nu vă place să vedeți cărțile invers, ele pot fi citite în multe feluri. Ascultați mesajul. Pentru cei care v-ați hotărât să vă detașați de această poveste toxică, vă echilibrați viața. Pentru unii dintre voi poate să fie un echilibru prin familie sau prin tradiții. Să nu uităm că vărsătorul este guvernat nu doar de Uranus, ci și de Saturn. Vărsătorul poate să fie foarte stabil uneori. Repet, 10 de monede, abundență financiară, stabilitate prin tradiții, prin familie. Poate unii dintre voi vă duceți, stați mai mult în preajma părinților, a fraților, a surorilor, a bunicilor și vă regăsiți o stabilitate pe care ați pierdut-o în această situație. Unde să vă arăt, da? Pentru alții, eliberându-vă de acest suflet, geamăn care v-a făcut probleme sau karmic, da, dar mic sigur nu este, suflet geamăn, dar neevoluat, nepregătit pentru această întâlnire, sau suflet karmic, în momentul în care vă eliberați de această energie, reușiți să atrageți abundența. Că o fi un semn de pământ care vă oferă stabilitate, că o fi alt semn. Repet, poate să fie cineva, un membru al familiei sau pur și simplu conectarea voastră la tradiții, la valori adevărate. Vă vor aduce echilibru și stabilitate financiară în continuare. Ia uite, carte normală, 8 de monede, munciți, faceți bani și vă transformați prin muncă. Da? Poate cineva din familie vă ajută să vă implicați într-o afacere, într-un proiect sau pur și simplu să munciți. Sau muncind, vă aduceți, vă atrageți această abundență. Îi lăsați în pace pe cei care v-au bruiat energetic, emoțional, mental. Vă place, nu vă place, eu așa vă transmit. V-ați pierdut valoarea în această poveste. Regina de monede reprezintă o persoană care își cunoaște valoarea, o persoană creativă. Voi, în această similară cu împărăteasa, în această poveste v-ați pierdut valoarea și trebuie să vă regăsiți valoarea muncind pentru voi, pentru stabilitatea voastră, pentru abundență. Patru de monede, invers. Vă eliberați de frici, de iluzii, de dezechilibru, de dorința de a seduce sau de cineva care a dorit să vă seducă. O situație în care n-ați avut încredere, care ați fost manipulați, dar acum sau în curând sau în februarie, veți avea acces la niște secrete, se vor dezvălui secretele. Și da, în momentul în care se va dezvălui acest secret, vor fi niște discuții, a apărut normal, aș fi preferat să apară invers, dar a apărut 5 de spade normal. Asta ca să vedeți că sunt și poziție normală, da? În momentul în care se va dezvălui această poveste, vor fi niște argumente. Se va dezvălui ego-ul cuiva. Ia uite, am vorbit de secrete. Frica cuiva. Frica de a se implica total într-o situație. Sunt frici pe care unii le purtăm cu noi în subconștient de mult timp, din copilărie, poate chiar din alte vieți. Este luna, semnul racului, al peștilor sau al scorpionului, iar eremitul. Niște secrete sau frici în legătură cu un semn de pământ, eventual cu semnul fecioarei, pentru unii dintre voi. Dar toată această poveste foarte complicată
vă ajută să vă înțelegeți niște, să evoluați spiritual, să vă înțelegeți o călătorie spirituală. Pentru că la un moment dat, dacă va simți bine o perioadă, între timp, bucuria aceasta s-a transformat în întristare. N-ați putut să vă detașați emoțional? Și tot așa. Pentru unii de un semn de apă la locul de muncă. Și trebuie să învățați să puneți bariere în fața celor care încearcă să vă consume nopțile. V-ați pierdut niște nopți, v-ați făcut griji, dar la un moment dat o să depășiți asta. Iar o carte care e bine când apare invers. Ok, la capătul setului de cărți, ce aveți? Valetul de monede, invers. Așteptați un dar, așteptați un mesaj, dar s-ar putea să nu vină. Pentru că persoana pe care o așteptați, a trecut prin niște conflicte interioare, dar se eliberează de ele. Iese dintr-o perioadă de stagnare. Poate chiar voi ieșiți în această perioadă. Probabil că unii dintre voi a trebuit să vă sacrificați în această situație. Dar acum vedeți lumina. Acum vedeți lucrurile altfel. Vedeți de ce nu ați experimentat, să zic, un noroc sentimental la un moment dat, de ce nu v-a mers bine. De ce nu v-ați putut detașa emoțional? De ce nu ați putut să încheiați o relație? Care? V-au obligat, ce frumos când apar și cărțile astea, v-au obligat, ce frumos, să vă transformați emoțional, să vă transformați spiritual, temperanța, răbdare față de voi. În această situație v-a adus mai aproape de Dumnezeu, de îngerii voștri, de un echilibru, de o înțelepciune. Și echilibrându-vă, vindecându-vă de această situație, puteți să mergeți mai departe către un angajament, către un contract, către o persoană care vă poate oferi stabilitate. O persoană care nu se abține, da? O persoană care renaște ia uite, renaște din niște răni, dintr-o relație cu un suflet. E frumos. Karmic, dintr-o altă viață. Un semn de pământ, un pic dezechilibrat, dar puneți capăt, da? Regele de monede și 9 de monede, puneți capăt. Poate să fie taur, poate să fie fecioară, puneți capăt acestui ciclu. Undeva mai spre februarie, martie, știu că sună ciudat, dar v-am zis, repet, ascultați mesajul și vedeți dacă rezonați, dacă cumva vă sperie cărțile văzându-le întoarse. Întoarse spun altceva, cărțile întoarse. V-ați iluzionat într-o privință, unii dintre voi. Unii dintre voi, asta e. Dar să revenim. M-am dus un pic mai departe. Să revenim. Finalul acestui ianuarie este finalul acestui ianuarie. Sunt aceste două cărți normale, dragii mei. Da, uite, normale, sunt și normale. 10 de monede și 8 de monede. Muncă. Implicați-vă în munca voastră și acolo vă transformați, acolo vă găsiți echilibru și stabilitatea. În tradiții, repet, în familie. Un mesaj de la îngeri pentru vărsători. Vă
am amestecat cărțile în fața voastră, da? Vărsător, mesaj de la înger pentru vărsători. Mulțumim de mesaj. Mesaj de la înger pentru vărsători. Mie îmi place că vă eliberați, că vă eliberați de această obsesie, toxicitate, dependență de cineva, că o fi soț, o fi iubit, amant, amantă, rămâne, variază de la unii la alții. Poate să fie și un job, repet, nu vă fixați, că nu trebuie să fie o situație emoțională, sentimentală, da? Un job care nu v-a împlinit pentru unii. Dar eu cred că seamănă mai mult a relație sentimentală. Ia uite, șabloane relaționale. Ați experimentat toate aceste lucruri ca să evoluați, să intrați în 2020. Nu puteți să... Acest 2020 vă va pune față în față cu adevărul. Dacă până acum ne-am mințit unii și alții, majoritatea ne mințim, va trebui să privim față în față ce? Adevărul, da? Ce ne bucură? Ce ne creează dependență, da? Ce ne bucură? Ce ne creează dependență? Între adevăr și minciună. Este una și aceeași. Da? Între adevăr și minciună. Că veneau normal, că veneau așa, fiecare își spune mesajul. Continuăm. Mesaje de la... Îngeri, pentru vărsătorii, ianuarie 2020. Oh, trebuia să șocheze pe cineva, da? Ianuarie, vărsătorii. Ia uite. Relaxați-vă, odihniți-vă, este esențial, probabil că ați obosit, cum am spus mai devreme, v-a epuizat o situație și ați hotărât sau hotărâți în ianuarie, în această perioadă, poate să fie și în februarie, să renunțați la ceea ce vă consumă energia. Și dacă ați hotărât să renunțați la responsabilități, la toxicități, la minciuni, la toate personajele și situațiile care vă consumă, repet cuvântul ca să-l înțelegeți. După această hotărâre trebuie să vă oferiți mai mult timp pentru voi. Să vă odihniți, să vă relaxați, vă duceți la un masaj, pur și simplu stați, citiți o carte. Nu vă mai implicați emoțional și mental și sentimental. Nu mai oferiți mai mult decât este cazul, mai mult decât primiți. Înțelegeți? Aveți nevoie de odihnă. 4 cu 2, 42, poate e vârsta cuiva, 42, 46. Da, 4 cu 2 e 6. 6 este casa 6 a fecioarei, a sănătății. Aveți nevoie de sănătate, detoxifiere. Petreceți timp de calitate împreună. Cu cine alegeți voi? Bănuiesc că nu cu această persoană care v-a dat viața peste cap. Poate că petreceți timp de calitate, cum am spus mai devreme, cu familia, cu membrii familiei. Veri, frați, surori, părinți, bunici. Poate chiar prieteni de familie, da? Nu trebuie să fie musai familie, da? Prieteni de familie, oameni de încredere, oameni prin care ați trecut prin multe situații. Și vă pot înțelege și vă pot susține. Petreceți timp de calitate cu acești oameni care vă creează echilibru. Da? Și acolo puteți să simțiți că sunteți iubiți. Acolo, în sânul acestei familii. Repet, dacă nu e vorba de o căsătorie, pentru unii poate căsătoria n-a mers bine. Poate să fie sentimentul de dragoste pe care îl primiți de la mama, de la tata, de la bunicul, de la bunica. Prieteni vechi.
Cam aceasta este etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în vărsător. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și nu vă mai speriați când cărțile apar invers. Ascultați mesajul. Dacă rezonați, mă bucur, scrieți-mi. Dacă nu, căutați în altă parte alt mesaj cu care rezonați. Vă doresc dragoste, pace, numai bine. Pa!